Asta e o fotografie tare acum interesantă. 50, zicem, asta acum 50 de ani? Da, nu e, că am făcut-o mai demult. E făcută, nu știu când am pus-o, dar... La debutul meu în Cupa Davis la Paris. Deci aveam 20 de ani și el avea 27. Și asta unde e? Pe Roland Garros? Pe Roland Garros. Centrală, uitați cum arăta centrală. Oribil. Da, oribil. Da, s-a schimbat și nu numai Roland Garros, toate turneile. Sunt acum chiar acoperite stadioanele. Da, ce? da. Adică Roland Garros era cu, văd niște bănci, așa. Da, și înaintea noastră era și mai un sărăcăcios turneu, dai seama. Aia dinainte care jucă cu pantaloni lungi, cu asta, da. Țineți minte primele întâlniri de la Roland Garros? De aici? Păi nu, aici am făcut finala. A fost primul meu turneu, și la simplu și la dublu. La simplu am trecut 3 ture. Și la dublu am mâncat bătaia în finală de la 2 americani. Și am mai făcut o finală cu Țiriac în 70, parcă, sau 71, și am câștigat-o cu el. Cu Lacoste când v-ați împrietenit? Cu Lacoste, cu două săptămâni înainte de începe Roland Garros. Înainte de asta. Am jucat Roland Garros-ul, Cupa Davis, la Roland Garros, și domnul Lacoste avea obicei să vină să stea în față acolo, în primul rând. El era destul de bătrân și atunci și venea mai îmbrăcat, era mai în vârstă și... René Lacoste. René Lacoste, i-a plăcut de mine și în vestiară, când m-am dus, era acolo, mă căuta să dea să joc cu echipamentul lui. Cu Crocodilul. Crocodilul, am jucat un an cu Crocodilul sau doi, după aia am jucat cu Fred Perry, după aia mai târziu cu Adidas. Câți ani avea Lacoste atunci, René Lacoste? Păi în 66, eu aveam 20, acum 54 de ani. Păi el a murit la 97-98 de ani. Avea, da, o vârstă. Ăsta e Roland Garros. Da, din 66. Ia stați că... mă uit acum și mă gândeam să las actorii... asta e interesant. Da. Asta e tare interesant. Asta e cu fotbalul, da. Asta aici este... domnul Creție, celebrul, nu? Da, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. E chiar celebrul Beckenbauer. Da, și aici este cel care a inventat, adică domnul Horst Dassler. Au fost doi frați, nu? Dassler. Da, unul cu Puma și... Și celălalt cu Adidas. Au zis, cum ați ajuns la Adidas? Stăteam la Bruxelles atunci și un prieten de-al meu care a fost jucător belgian era managerul meu. Eram reprezentat de de o companie foarte cunoscută în sport, Mark McCormack îl chema, și el era reprezentantul Europei. Și a zis, hai că s-ar putea să... avem șanse, eram 72 pe acolo așa, deci avem șanse să mergem la Adidas. Am ajuns acolo, am plecat cu mașina, că era aproape de la Brux. Am ajuns acolo, am găsit strada, era, se numea Herzegenaur, orașul. Orășel mic, lângă Nürnberg. Acolo era sediul lor? Da, sediul. Și când am intrat acolo, în sediu, bună ziua, vreau să vin la domnul Horst Dassler, la Adidas. Fata zice, sunteți sigur că aici e Puma? Și cine e Puma? Este fratele domnului Horst Dassler. Îmi suie pe dincolo, strada, pe partea cealaltă a străzii. Se certaseră ei, frate. Se certaseră, probabil, dar... Unul avea Puma și unul avea Adidas. Da. Și ați intrat cu mașina. Da, când era vorba de bani, nu mai se certau. Așa a fost între ei, da. Cred că a fost ambiție să vadă că și cealaltă poate să facă o companie... de echipament sportiv. El a murit foarte tânăr, a murit la 50 de ani, 49 de ani, 48. A avut o problemă cancer la umăt. Și știu că i-am făcut cadou un ceas cu Rolex în care am scris mulțumesc că m-ai acceptat să fiu... Că atunci jucătorii nu aveau contract cu o singură firmă. Racheta era de un fel, tenisul de la alte companie, echipamentul de la alte companie. Dar el a fost singurul, primul din industria sportivă de echipament, care a zis, băi, eu vreau să-l iau pe unul, că îmi place că e nebun și că e și numărul unu mondial, să-l îmbrac de sus până jos și chiloții, Adidas Aene. Excelent. Și a fost primul. Da. A fost primul. După aia l-a luat pe Lendl, a fost băgat așa puțin, și după aia Edberg, care au jucat numai cu Adidas. Și asta a fost. La fotbal l-a luat pe Beckenbauer pe viață, că și acum îi fac bocanci de fotbal. Așa. Ei au început cu bocanci de rugby. Că țin minte, a povestea tatăl lui. Așa au început. După aia au progresat, au o inovație, au făcut... V-au trimis și un asta aur. Este, da, asta. Nu, au făcut primul tenis și au făcut asta, un tenis făcut cadou după ce au vândut 1 milion de perechi în lume. Și au zis să-mi facă cadou în afară de
contract și banii care aveam, au zis să-mi facă treaba asta. Respect pentru respect. Respect. Mai caut. Doamne, câte aveți. Da. E un muzeu. Că nu vreau să stau toată ziua aici. Nu, mai am întâlniri. Nu, mă uit la astea. Păi uite-te la ele. M-aș duce la politicieni. Du-te. Uite, ia-l pe domnul ăla cu părul alb. Nu. Ai pus un băie. Pune mâna pe ăla, pe ăla. Îl iau pe ăsta? Da. Ceaușescu, nu? Da. A fost președintele nostru. Cum era? Domnule, nu am cunoscut decât de 3-4 ori. O singură dată, când mi-a dat atunci ordinul muncii clasa 1, eu am fost la Palatul Regal, s-a făcut atunci cu tot Comitetul Central, cine era acolo, Bădnăraș, domnul Maurer, Ilie Verdeț, cine erau pe acolo? Cei care ne susțineau oricum, adică în perioada aia noi n-am avut probleme de plecat din România sau... Sigur, vă dădeau pașaport. Da, pașaportul trebuia să trebuie să-i viză, era complicat, nu era chiar așa. Îți dădeau un pașaport cu mai multe ieșiri, cu 6 luni și după 6 luni trebuia să te întorci, să iei altă. Așa a fost situația. Și ne-a invitat acolo să ne decoreze cu ordinul muncii clasa 1. Bineînțeles, erau și ziariști, nu știu ce, și la un moment dat, după ce eu eram militar, trebuia să spun, slujesc sau slăvesc Republica Socialistă România. Jurământul era. Da, era Republica Socialistă România atunci. Da. După aia, el a zis, l-a chemat pe băiatul, a zis să facă niște șampanie, s-au pus la toată lumea, s-au făcut două circulețe de-astea mai mari, așa. Eu eram în cercul cu domnul Maure și cu domnul Verdeș, Siriac era la cu domnul Ceaușescu. Și au discutat pe acolo, au vorbit între ei, după aia a venit el spre mine și spre noi să dea cu toată lumea din grupul celălalt, noroc. Și s-a format un grup foarte mare. Eu n-am pus alcool până acum, până la 39 de ani. A trebuit să pun și eu mai mult și să mă spun povestea după aia, că judecătorul ce am spus. Și s-a apropiat de noi, a venit și a dat noroc cu mine și la un moment dat a zis, mai flăcăule, exact cuvântele ți le spun, mai flăcăule, să știi că mie îmi place de tine, dar nu-mi place un singur lucru. Am început să transpir. Zice, nu-mi place că văd eu pe buzele tale cam în juri. Ceaușescu v-a zis asta. E adevărat, să te rupi pe cereal dacă vrei. Și la care eu, cum am luat șampania, nu beam, m-a luat curajul și amețeala. M-a luat gata, m-a zis, răspundul ăsta să vezi. Și îi spun, știți, tovarășul, sunt și eu român, am temperament de român și românii mai înjură. Băi, că mi-a tras domnul Maru un picior. Pleacă, mă, dracu, de aici, că ăsta nu-i răspunde nimeni. Nu mi-a făcut absolut nimic. Eu stăteam în Cordac, a doua zi trebuia să plec, că era finala Masters-ului. Și când am coborât de acolo, cine era lângă, stătea rezemat așa, pe o, cu un batic de la în cap? Elena. Stătea cu mâinile așa, rezemată de un zid și... Eu repede mă grăbeam că trebuie să iau avionul, că plec. Dar ea face, hai copilule, unde te duci? Unde te grăbești? Când am văzut-o, zic, doamnă, mă duc că trebuie avionul. Mâine joc la Barcelona, turneu. Zice, știm ce s-a întâmplat, că ăștia au zis că tu ai vândut meciul de Cupa Davis. Dar vreau să spun ceva, du-te liniștit că noi știm că tu n-ai făcut așa ceva și nu-ți face griji. Deci, de două ori. Odată pe aia am văzut-o și pe el de două ori. Odată i-ați dat o replică atunci când... Asta. Asta. Și am vrut să mai spun cu... și cu judecătura. Acum că mi-au dat... Asta ca paranteză apropo de băutură. De șampania aia, că... N-am băut până la 39 de ani, că nu beam cu Coca-Cola, deci se băia pe teren, apă minerală, ceai mai băiai. Asta mi se pare extraordinar. O pun pe asta mare în față și pe cea mică, așa... Dar trebuie să ții că Danica nu are... Țin, da. Nu, asta este făcută în 1969, nu știu dacă tu știi, noi am ajuns în finala cu prima dată a Cupei Davis în 69. 69, da. Cu Statele Unite și meciul s-a jucat la Cleveland. Asta e pe peluza Casei Albe, da. În 69. Da, înainte să ajungem la peluză, am jucat meciul de Cupa Davis la Cleveland, unde majoritatea, 90% sunt români acolo, unde merg la fabrica de automobile acolo unde lucrează. Și de acolo, anul ăla, domnul președinte Nixon venise în România. Primul Nixon e în mijloc. Da, Nixon mijloc. Aici. Venise prima dată într-o țară comunistă în august 69. Chema de Ceaușescu, da, mai amintesc. Da. Și noi, când am ajuns la Cleveland, acolo, s-a auzit că echipa României și el a vrut să ne invite la Casa Albă.
Ăsta e primul președinte american pe care l-ați întâlnit. Da. Nu? Nixon. Da. După care i-ați văzut pe toți, am văzut fotografii cu toți. Îi aveți aici pe Clinton, pe Bush, pe i-ați întâlnit pe toți și îl văd și pe domnul Biden. Da, asta a fost când era el vicepreședinte, când a venit în România și eu candidam, eram candidat la postul de senator de București. Nu, dar asta vreau să spun că ne-a dus aici atunci, ne-a dat la fiecare câte un stilou, țin minte, și câte o mie. El juca golf, era pasionat de golf, Nixon. Domnul Nixon. Și asta vreau să spun și trebuie să învețe și președinții noștri din România. Ne aștepta președintele Statelor Unite cu un consilier de-a lui și noi am venit în România, ați văzut puțin cum se întâmplă la Cotoceni, vii și stai 10 minute acolo aștepți. Și aștepți pe președinte. Nu. Era invers, vă aștepta Nixon pe dumneavoastră. Nu, când te invită cineva, când te invită papa sau ăla, el vine să te primească. Nu stai tu să-l aștepți să vină, niciodată. Corect. Ați văzut la Matignon? Vine pe scări președintele și stă și le întâmpină. Asta înseamnă educație. Am vorbit și cu domnul Tăricianu. Asta înseamnă educație unei țări. Nu